Deva este mai bogată cu 15 milioane de euro datorită proiectelor depuse prin Programul Național de Redresare și Reziliență de către Administrația Publică a Municipiului. Ieri, 10 octombrie, a fost deschisă componenta C5 din PNRR, care vizează renovarea energetică moderată și aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale și a clădirilor publice. Primăria Municipiului Deva a avut pregătite 18 proiecte pentru 12 blocuri de locuințe și 6 clădiri publice, în valoare totală de aproximativ 15 milioane de euro, întrucât apelul a fost de tipul primul venit, primul servit. Cei din cadrul serviciului programe, cu sprijinul colegilor din serviciul informatic, au reușit să se organizeze exemplar și au depus toate cele 18 proiecte într-un timp record. Instituțiile publice care vor beneficia de aceste investiții sunt grădinița cu program normal numărul 3, grădinița cu program prelungit numărul 2, clădirea internatului care aparține Colegiului Național Pedagogic Regina Maria din Deva, sediul Poliției Locale a Municipiului Deva, clădirea Liceului de Arte Sigismund Toduță de pe strada Horea și Școala Generală 10 de pe strada Bejan, care aparține de Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu.